Se iau măsuri în unitățile de învățământ din Mehedinți în urma incidentului de săptămâna trecută. Școlile care oferă masă elevilor prin programul Guvernului Masă Sănătoasă sunt controlate de inspectorii școlari. Programul a fost sistat în școlile în care masa era livrată de societatea cu probleme, mai ales că firma care distribuia mâncarea a fost închisă de autoritățile sanitare. Peste 100 de copii au ajuns la spitale cu toxi-infecții alimentare după ce au consumat săptămâna trecută paste cu carne și sos prin programul Masă Sănătoasă. De aceea, toate școlile unde funcționează programul sunt controlate de inspectorii școlari zonali. La școala din comuna Malovăț, cei puțin peste 150 de copii primesc masă sănătoasă din aprilie. Zi de zi, mâncarea este verificată de un cadru didactic și păstrată o mostră până a doua zi la frigider. Ia să vedem ce avem. Este felul 2 și aici este felul 1, da? Și ciorbică. Da. Întotdeauna mâncarea este gustată de mine. Da. Și după aceea este servită claselor de elevi. Se păstrează la frigider până a doua zi. Asta e proba. Da. Este mostra de probă. N-ați avut probleme până acum? Nu. Nu am avut nicio problemă. Programul Masă Sănătoasă s-a implementat din 1 aprilie 2024 și eu sunt foarte mulțumită de acest program. Nu a fost nicio problemă. În fiecare zi avem avize de calitate, avem certificate, gustăm mâncarea. Dacă e o problemă, vreodată o sesizăm, dacă va fi imediat furnizorului. Nu ați sesizat probleme la hrana pe care au primit-o copiii niciodată? Nu. Absolut niciodată. Probele se păstrează în ce condiții? Probele se păstrează la frigider până a doua zi. Și apoi înlocuim cu proba următoare, cu etichetă scrisă. În așa fel încât, dacă se întâmplă ceva, autoritățile să... Exact, să ia acolo o mostră, să ia probele necesare. Pe de altă parte, ținând cont incidentul de joi, ați sporit, să zic eu așa, controlul asupra mâncării, pentru că, din nefericire, un incident similar se poate întâmpla oricând, din nou. Controlul l-am sporit doar prin a gusta în permanență, să știm ce oferim copiilor noștri, pentru că noi suntem primii beneficiari, să zic așa, care trebuie să asigurăm copiilor sănătatea. În fiecare zi, cei mici primesc două feluri de mâncare și desert. Până acum, la această unitate, nu au fost înregistrate probleme. E bună mâncarea, copii? Da! Bravo, bravo! Poftă mare! Nu vă este teamă după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când mai mulți copii au făcut toxi-infecție? Nu, că avem directoarea foarte bună, se interesează de copii. Au fost probleme? Nu, în școală? Nu. N-am avut probleme. Ce spun copiii de masă? Că-i bună. Ce mănâncă la școală copiii? Ciorbă, felul 2, gustare. O găsim foarte bună, a fost mâncarea ok până acum și sperăm de acum în continuare să fie tot bună. N-am avut probleme cu copiii, cu școala Malovăț. Din potrivă, doamna directoare este doamnă superbă, grijulie. Ce pot să vă spun? E foarte atentă și cu copiii și ce aduce... V-a speriat un pic situația asta? Nu. Chiar nu ne-a speriat potriv. Pe mine una nu. Deocamdată copiii sunt mulțumiți de mâncare. Al mic îmi vine și îmi spune tot timpul, mami, îmi plăcut foarte mult și felul 1 și felul 2. N-am avut probleme. De un an de zile, un an și ceva, de când avem masa caldă, este chiar foarte bine. Când ați văzut ce s-a întâmplat, v-ați temut? Nu, pentru că știm cum se organizează și aici la noi și doamna director este foarte atentă cu copiii și cu mâncarea când vine, este prezentă tot timpul. Având în vedere incidentul de joi, Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți a demarat o inspecție tematică, având ca principal subiect controlul modului în care se desfășoară în școlile din județul Mehedinți programul național Masă Sănătoasă. Am procedat la controlul probei și a întregii cantități de masă servită la școala gimnazială Malovăț și, ca de obicei, aici nu sunt probleme.
totul este în ordine. Controlele sunt efectuate în toate cele 31 de școli în care funcționează acest program. Marea problemă, spun autoritățile, este faptul că multe școli sunt nevoite din lipsă de spațiu să transporte mâncarea direct în clase unde este servită. Toți inspectorii de sector au mers la cele 31 de școli și vor face un raport astăzi până la ora 4. Până mâine se va face un raport general pe inspectoratul școlar, pe județul Mehedinți. Ceva nereguli descoperite până acum? Nu sunt nereguli majore. Dar, într-adevăr, avem o lipsă de spațiu în școlile, în deoseb din mediul rural, pentru a avea o sală de mese special destinată pentru copii. Săptămâna aceasta sunt așteptate și rezultatele analizelor de laborator pentru a se vedea ce anume a provocat îmbolnăvirea.